Președintele Klaus Iohannis a criticat astăzi reformele prea dese făcute în domeniul învățământului în țara noastră în ultimii ani. Reformele au stat mai degrabă sub deviza un pas înainte și doi înapoi. Acest lucru este total neproductiv, având în vedere că schimbările demografice, tehnologice și competiția economică globală ne obligă să fim inovatori. Președintele a spus că întoarcerea la metode pedagogice practicate în trecut nu este o soluție pentru o educație modernă. Avem și o meteahnă numită reformita, care se manifestă foarte evident în domeniul educației. Nu putem obține însă rezultate bune atât timp cât legile sunt în continuare modificate mai des decât pot directorii, dascălii și părinții să se pună la curent. Iohannis a mai afirmat că autoritățile statului nu apreciază încă la adevărata sa valoare profesia de dascăl, una fundamentală pentru dezvoltarea societății noastre. Klaus Iohannis a participat astăzi la festivitatea de deschidere a noului an școlar la Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia.